Consumul de etnobotanice revine în actualitate, odată cu noua propunere legislativă privind pedeapsa cu închisoarea până la 12 ani pentru comercianții acestui tip de produse, în cazul în care consumatorii ajung la spital. Reprezentanții Biroului de Combatere a Crimei Organizate Mureș văd cu ochi buni această lege, și asta pentru că la nivelul județului numărul celor interesați de etnobotanice nu este tocmai de neglijat. Cu apariția noii legi care incriminează explicit interzicerea comercializării noastre de produse, situația din punct de vedere juridic a celor care comercializează astfel de produse va fi cu tot alta. Dar în urma acțiunilor desfășurate, împreună cu Garda Financiară, Protecția Consumatorilor și alte instituții abilitate, acestea au fost închise. Totodată au fost întocmit un dosar penal, 4 dintre administratorii unor societăți care vindeau astfel de produse botanice fiind trimiși în judecată pentru trafic de droguri. În ceea ce privește orașul nostru, acest fenomen se pare că este aproape inexistent, și asta numai dacă privim din perspectiva faptului că nu există magazine care să comercializeze produse etnobotanice, cât în ceea ce privește consumatorii, reghinul nu duce lipsă, motiv pentru care atât cei de la Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Mureș, cât și cei de la Crimă Organizată întreprind mai multe campanii de prevenire și stopare a consumului de droguri și de alte substanțe halucinogene. Pe reghi nu au fost identificate magazine care să funcționeze. Există date că se consumă produse etnobotanice, dar în condițiile în care acestea nu sunt droguri, în urma analizelor efectuate rezultă că nu conțin substanțe interzise de legea 143, nu le putem cataloga drept droguri, deci nu se pot lua măsuri legale împotriva celor care vând sau celor care consumă astfel de produse. Și noi am desfășurat campanii de prevenire atât în mediul școlar cât și în comunitar, și desfășurăm în continuare cu sprijinul profesorilor și a psihologilor școlari. În acest moment desfășurăm activități în școlile din județul Mureș. De asemenea, ne adresăm familiei. Avem o campanie care se intitulează Absentul, este o campanie media de prevenire a consumului de noi substanțe cu efecte psihoactive. Trist este faptul că majoritatea consumatorilor sunt elevi ori studenți, însă ceea ce poate fi îmbucurător este că o parte dintre aceștia sunt conștienți de problemele privind dependența de droguri și apelează singuri la serviciile de consiliere, sau cel puțin se lasă îndrumați spre cabinetele specializate de către familie sau prieteni. Deci avem consumatori care se adresează din proprie inițiativă, vin la noi. De asemenea, avem rude care se adresează centrului nostru pentru a oferi consiliere. Alte instituții ne referă cazuri către servicii pentru a le acorda asistență. Rezultatele se văd prin faptul că am atras din ce în ce mai mulți consumatori către serviciile noastre. A crescut gradul de informare al tinerilor și al familiilor cu privire la pericolul consumului de droguri. Anul trecut, România se afla pe locul 4 în Uniunea Europeană în privința consumului de etnobotanice, și asta în condițiile în care în 2008 țara noastră nici măcar nu figura într-un astfel de clasament. Tot în 2010 funcționau peste 400 de magazine cu astfel de produse, iar numărul consumatorilor depășea 500.000. Noua lege dorește să descurajeze consumul de plante halucinogene, și asta în condițiile în care au fost mai multe încercări eșuate din partea oficialilor de a interzice complet comercializarea acestui tip de produse.